Dragii noștri, astăzi stăm de vorbă cu doamna Iuliana Vasilache, farmacist în cadrul Hipernatura, și o să aflăm ce sunt salvestrolii și cum ne pot ei ajuta în prevenția și în tratamentul afecțiunilor tumorale. Dar, înainte de toate, aș vrea să discutăm de ce astăzi afecțiunile tumorale au ajuns să fie atât de dese. Mulțumesc de invitație, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Din păcate, cancerul, afecțiunile tumorale au devenit aproape un flagel. Sunt din ce în ce mai dese cazurile, la vârste din ce în ce mai tinere și cu modalități de manifestare destul de complicate. Se estimează aproape că în următorii ani unul din două persoane vor ajunge să manifeste această boală, din păcate. Cum s-a ajuns aici sunt multiple cauze, dar lumea medicală caută soluții, explicații atât pentru prevenție cât și pentru tratament. Ca să demonstrez că alimentația poate fi și este, de fapt, una dintre principalele cauze, aș aminti că 50% din totalul afecțiunilor tumorale sunt cele ale tubului digestiv. Asta spune multe despre ceea ce mâncăm și despre cum este alimentația noastră. Aș vrea să povestesc despre istoria unei descoperiri, unei cercetări, de fapt, la care au participat doi oameni de știință de la Universitatea Montfort din Anglia. Profesorul Dunbar, profesor de biochimie, și profesorul Gerald Potter, profesor de chimie farmaceutică. Cei doi oameni de știință s-au ocupat aproape toată cariera lor de afecțiunile tumorale. Primul dintre ei, profesorul Burke, este specialist în studierea enzimelor. Chiar este inventatorul unor teste care cuantifică activitatea enzimelor, și aceste teste se folosesc la nivel mondial în toată lumea științifică. Aș vrea să punctez puțin ce sunt enzimele și în special enzimele CHIP, așa numite enzime CHIP. Sunt niște structuri proteice care se ocupă de detoxifierea și de eliminarea toxinelor din corp. Noi, dacă n-am avea aceste enzime, enzimele CHIP din seria citocromului P450, pur și simplu am avea o stare de, să zicem, intoxicare ca echivalentă cu supradozajul. Medicamentele, substanțele toxice sunt eliminate din corpul nostru cu ajutorul acestui sistem de enzime. Ele sunt omniprezente în lumea animală, în lumea vegetală. La om sunt 3800 de enzime, iar în ceea ce privește afecțiunile tumorale, cercetătorii sunt interesați de vreo 57 dintre ele prezente la om. Care este meritul profesorului Burke? El a descoperit că una dintre enzime, el a spus că e o enzimă nouă, dar nou descoperită, că ea este veche, una dintre enzime nu are acest rol. Are cu totul și cu totul alt rol și se găsește doar în celulele tumorale. Acest lucru a fost un lucru extraordinar, să descoperi un element, o enzimă care deosebește celula sănătoasă de celula bolnavă. Într-o masă tumorală în care sunt atât celule sănătoase, cât și celule anormale, bolnave, cele bolnave au ceva în plus, ceva diferit. Și atunci este un lucru foarte interesant pentru lumea medicală să te ocupi de acel element diferit. Diferența care, specifică. Exact, care poate fi folosit să țintești celula tumorală și să o lași pe cea sănătoasă neafectată. Și atunci și-au pus întrebarea ce rol are această enzimă CYP1B1. Cercetările ulterioare i-au făcut pe oamenii de știință să numească enzima enzimă salvatoare. Și de ce au numit-o așa? Pentru că au constatat că ea se manifestă, se supraexprimă, apare în toate fazele cancerului, încă din fazele incipiente, când celula este precanceroasă, în cancere primare, cât și în metastaze. Deci în toate etapele enzima se exprimă, este prezentă și în toate tipurile de cancer. Profesorul Burke a făcut studii, biopsii, teste pe aproape toate tipurile de cancer și în toate acestea există această enzimă. Deci enzima este utilă, e benefică pentru tumoră, pentru celula tumorală sau nu? Aici intervine al doilea profesor, profesor Gerald Potter, care era un geniu al chimiei farmaceutice, avea o capacitate extraordinară să-și imagineze structuri chimice și chiar a inventat cam 20 de agenți anticanceroși.
cu acțiune țintită pe celula tumorală. Este inventatorul unui medicament, acetat de abiraterone, care se folosește în cancerul de prostată. Gerald Potter, aflând de situația, de faptul, este un fapt că în toate celulele tumorale există această enzimă, s-a gândit că poate să fie o structură chimică care să interfereze cu această enzimă și care să ducă și să observe ce se poate întâmpla. A inventat câteva structuri chimice, le-a testat și uimirea a fost destul de mare pentru că au văzut că enzima, în interacțiune cu acea structură pe care el a imaginat-o, a sintetizat-o, a dus la transformarea produsului chimic în substanță care distruge celula canceroasă din interiorul ei. Deci vorbim de un produs netoxic care, odată ajuns în corpul nostru, interacționează cu enzimă și transformă produsul netoxic într-un produs toxic doar pentru celula canceroasă. Celula sănătoasă rămâne intactă. Așadar, în tratamentul afecțiunilor tumorale ar trebui activată acea enzimă. Exact. Și întrebarea lor era, problema era dacă nu există în natură asemenea structuri și era imposibil ca natura să nu aducă aceste soluții și să nu să le dețină de milioane de ani. Și într-adevăr s-au găsit structuri chimice care interacționează cu enzima și care, odată ajunse în celula tumorală, enzima le metabolizează și le transformă în produși citotoxici pentru celula canceroasă. Sunt o multitudine de asemenea structuri în natură pe care plantele le sintetizează și așa au fost descoperiți salvestrolii. Deci, salvestrolii sunt molecule pe care plantele le produc atunci când sunt atacate de virus, bacterii, ciuperci. Fac parte din sistemul imunitar al plantei. Cu cât planta este mai agresată, cu cât nivelul de salvestrol este mai mare. Consumând asemenea produse din legume, fructe, ierburi, avem aport suficient de salvestrol care interacționează cu enzima. Oare avem aport suficient de salvestrol? Aici era punctul culminant, pentru că, într-adevăr, lucrurile s-au schimbat. Și s-au schimbat pentru că am intervenit extraordinar de mult în ceea ce privește alimentele, legumele și fructele pe care le consumăm. Echipa de cercetare a făcut studii pe mii de fructe și de legume și mare parte cele găsite în supermarket și au ajuns la concluzia că aproape că sunt lipsite de salvestroli. Care ar fi motivul? În primul rând, o plantă, dacă este tratată cu pesticide, este protejată să nu fie atacată de dăunători, nu mai are logică să sintetizeze salvestrol să se apere, pentru că nu are împotriva cui. Al doilea aspect este legat de faptul că plantele sunt mult mai susceptibile de a fi atacate de patogeni în perioada coacerii. Ori fructele sunt de cele mai multe ori culese înainte de a se coace, ținute în depozite pentru că atunci când ajung pe rafturile magazinelor să aibă o formă perfectă. Deci am pierdut încă o etapă în care se pot produce salvestroli. Și al treilea aspect este că salvestrolii, în general, sunt molecule cu gust amar, astringent, acru. Ori sucurile din fructe sunt procesate și sunt tratate în așa fel încât să fie scoase aceste elemente care dau gustul acru și rămâne doar gustul dulce. Industria alimentară se adaptează la gusturile clienților. Și atunci noi cum preferăm? Dulce? Nu mai consumăm alimente amare, acre, astringente și atunci pierdem anumite principii active. Exact, care ne sunt utile. De fapt, acest mecanism este un mecanism de apărare pe care îl avem de milioane de ani. Din totdeauna, fructele și legumele, mai ales în societatea în care natura era curată, acum 150 de ani, să zicem, acest mecanism ajuta pe strămoșii noștri să lupte cu această boală care aproape nu era prezentă. Deci asta este și o posibilă explicație pentru multitudinea de afecțiuni tumorale cu care se confruntă astăzi omenirea. Exact. Și nu numai afecțiuni tumorale. Revenind la salvestroli, echipa de cercetare s-a gândit că e util pentru lumea care se confruntă cu asemenea boli
să creeze soluții pentru a suplimenta nivelul de salvestrol pentru noi, pentru cei care încercăm să prevenim sau să tratăm o asemenea afecțiune. Așadar, un aport de salvestroli este recomandat și pentru prevenție, nu numai pentru tratament. Exact. Cu cât numărul de celule tumorale este mai mare, cu atât necesarul de salvestroli ar fi mai util să fie mai ridicat. De exemplu, în organismul nostru se nasc zilnic câte 1000 de celule tumorale. Este un proces normal, fiziologic. Sistemul imunitar este pregătit să facă față. Dar ca să intre în acțiune acest mecanism dat de natură, pentru că avem pe de o parte salvestrolii din natură, pe de o parte enzima din corpul uman care se exprimă atunci când apare o celulă tumorală, deci avem un mecanism de care ne putem folosi. Un om sănătos ar avea nevoie de un minim de 350 de puncte de salvestrol, așa se cuantifică necesarul de salvestrol în puncte care reprezintă puterea, potența salvestrolilor de a distruge celulele tumorale. Deci 350 de puncte de salvestrol pe care l-au constituit într-o formulă numită Salvestrol Shield. Este un supliment, de fapt, care conține extracte din anumite tipuri de plante în care sunt selectați salvestrolii cu potența cea mai ridicată. Deci a fost o problemă de timp să poată pune la punct, să se poată descoperi, în primul rând, metoda de extragere a lor și selectarea salvestrolilor de cea mai bună calitate. Și soiurile de plante în care se găsesc. E foarte interesant că și în funcție de agentul patogen care agresează planta, se nasc anumite tipuri de salvestrol în plante, diferite de altele care sunt atacate de alți agenți patogeni. Deci a fost o muncă destul de serioasă să găsești salvestrolii cu cea mai mare eficacitate. Înțeleg că există culturi speciale de plante din care se extrag apoi acești salvestroli. Da, într-adevăr, sunt extrași salvestrolii din culturi în care nu putem vorbi de pesticizare, nu putem vorbi de substanțe chimice, îngrășăminte și în special din anumite tipuri de citrice, din semințe de struguri, din dovleac japonez, pentru că acolo s-au găsit salvestrolii cei mai eficienți. O a doua formulă pe care au conceput-o este o formulă mult mai concentrată decât cea pentru prevenție, și anume salvestrolul platinum, care are 2000 de puncte, pentru că numărul de celule canceroase în organismul cuprins, din păcate, de boală este mult mai mare. Și atunci și necesarul de salvestrol este de asemenea mult mai mare. Și pentru a obține 2000 de puncte cât sunt într-o capsulă, este necesar, într-un limbaj neacademic, să consumi cam o coșarcă de fructe și legume odată, ceea ce este imposibil. Deci, cercetătorii s-au gândit să aducă un plus de elemente, de substanțe din natură, de metabolism din natură, pentru a ajuta corpul uman să facă față acestei afecțiuni. Și acești salvestroli ajung să activeze acele enzime, se leagă de acele enzime și apoi acele enzime, astfel activate, distrug celulele în care ele se găsesc, celulele canceroase. Exact. Este de fapt un proces metabolic în care enzima activată produce transformarea acelor salvestroli în substanțe de metabolism, metabolism care distrug celula canceroasă. Ca o metaforă, enzima este numită calul troian al celulei canceroase. Deci, în interiorul ei s-a născut o enzimă care, de fapt, se ocupă cu distrugerea ei, dar numai cu ajutorul salvestrolilor. Această enzimă este ca un cal troian care se activează la o anumită comandă și, bineînțeles, dacă îi dăm noi ceea ce are ea nevoie, exact, ca să poată să atace și să distrugă celula canceroasă. Exact. Și, bineînțeles, enzima poate primi și alte comenzi de la alte substanțe. De exemplu, fumul de țigară dă o altă comandă enzimei, care nu e cea pe care ne-o dorim. Și alte substanțe chimice, de asemenea, dau enzimei o altă comandă. Dar referindu-ne la salvestrol, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Așadar, salvestrolii
sunt utili în tratamentul afecțiunilor tumorale, dar și preventiv. După cum spuneați, totul ține de doză. Exact. Ține de doză. Cu cât doza este mai mare, cu atât numărul de celule tumorale este distruse, este mai mare. Și foarte important, e foarte interesantă observația dumneavoastră, legat de faptul că această enzimă poate fi blocată. De exemplu, fumul de țigară blochează enzima. Și atunci o enzimă blocată nu mai este dispusă să interacționeze cu salvestrolii. Și mai sunt și alte substanțe chimice care ne blochează enzima. Deci atenție la ce mâncăm și ce consumăm. Pe lângă salvestrol. Iar terapiile antitumorale, chimioterapiile, radioterapiile pot fi însoțite de tratamentul cu salvestrol sau, nu e mult spus tratament, de întreținerea cu salvestrol, pentru că ajută foarte mult și sprijină aceste tratamente. Deci ele pot fi combinate și terapiile clasice cu cele naturale. Și foarte mulți pacienți care și-au efectuat toate tratamentele urmează cure de întreținere cu salvestrol pentru a preveni apariția și dezvoltarea ulterioară a altor celule tumorale. Se poate folosi și tipul tratamentelor, și ulterior, și preventiv. Referitor la prevenție, un om sănătos, de ce și când ar trebui să-și pună problema să facă o cură cu salvestrol? Da, primul element care trebuie luat în considerare este istoricul familial. Dacă în familie au existat asemenea situații, e bine ca măcar de 2-3 ori pe an să se facă o cură cu salvestrol shield, salvestrolul de prevenție. Profesorul Burke, care a inventat produsul, deși este un om sănătos, ia de exemplu un salvestrol platinum o dată la 2 zile, să zicem. Deci nu e neapărat o regulă, dar în mod normal un salvestrol shield sau 2 salvestrol shield pe zi sunt necesare, mai ales pentru persoane ca noi care trăim într-un oraș aglomerat cu aerul poluat și aerul pe care îl respirăm zi de zi, cu alimentația pe care o avem din supermarket, chiar dacă ne mai ajută părinții sau ne cumpărăm legume, fructe organice, totuși nu este suficient, mai trebuie un plus pentru a face față agresorilor la care suntem supuși în această societate modernă. Și această cură, cât timp se face, cum se face? Se fac 3 luni, în special în perioadele de iarnă, în perioadele în care nu avem acces la legume și la fructe proaspete, în primăvară, când apar virozele și apar problemele de adaptare la probleme de imunitate. La adaptare. Ajută salvestrolul, da, și îmbunătățește? Da, ajută, crește imunitatea, mai ales în asociere cu vitamina C. Și chiar vreau să vă amintesc că efectul salvestrolilor crește dacă aducem câțiva cofactori, așa se numesc, care cresc capacitatea salvestrolilor de a acționa, și acesta este vitamina C, magneziu, biotina. Studiile arată acest lucru, că activitatea salvestrolului este îmbunătățită de acești cofactori. Dacă vorbim de prevenție, varianta recomandată este Salvestrol Shield. Are 350 de puncte de salvestrol. Merge foarte bine și la copii. Copiii noștri nu sunt scutiți de tot ce am amintit înainte, aer poluat, mâncare și mai ales ei care mănâncă știm de unde. Deci și pentru copii, foarte bună varianta de prevenție cu Salvestrol Shield, o capsulă pe zi dimineața înainte de masă, cu jumătate de oră. Cât timp? 3 luni. 3 luni. 3 luni. Acest ambalaj conține 60 de capsule și ajunge pentru o lună sau două. Dacă adulții ar trebui să ia 2 capsule, copiii o capsulă. Și pentru copii ajunge 2 luni, pentru adulți o lună de zile. Adulții, înțeleg că ar fi bine atunci să ia 700 de puncte pe zi. Exact. Sau 1000. 700 sau 1000. Dar 700 este suficient. Și copiii 350. 350. Iar pentru cei care, din păcate, se confruntă cu afecțiunea, varianta Salvestrol Platinum, care are 2000 de puncte per capsulă,
are un mod de administrare în funcție și de afecțiune, și de stadiu în care este afecțiunea. În principiu, 2 capsule dimineața pe stomacul gol și 2 la prânz în prima etapă, în prima lună sau chiar primele 3 luni. 2 dimineața, 2 la prânz. Seara mai puțin se recomandă, nu pentru că ar avea reacția legată de somn sau de agitație, ci pentru că enzima despre care v-am spus este mai activă în cursul dimineții. În perioada după amiezii, după ce mâncăm sau avem interacțiune cu mai multe substanțe, atunci își pierde din abilitate. Și atunci în prima lună ar trebui să ia 8.000 de puncte. Exact, 2 dimineața, 2 seara, adică 4.000 de puncte dimineața, 4.000 la prânz, nu seara, la prânz. Și după această după prima aceea lună, se poate merge pe doză de între încă 3 luni până la 6 luni cu 3 pe zi, încă o dată repet în funcție de afecțiune, iar dacă lucrurile sunt într-o formă de regresie, nu cancerul intră în remisie, se pot lua 2 capsule pe zi sau una pe zi, cure de câte 3 luni, cu pauză de 2-3 luni, iar cure de 3 luni. Și o altă formă la care s-au gândit producătorii este forma de cremă, o cremă numită, așa numită liposalve, o cremă în care salvestrolii sunt încorporați lipozomal, așa încât să ajungă pe tegument și acțiunea să fie dublă. O dată pe cale internă ingerând capsulele și o dată pe cale externă aplicând pe tegumentul afectat. Este mai ales pentru cei care se confruntă cu diferite tipuri de cancere de piele? Da, dar să nu fie, nu se aplică pe leziuni deschise, deci doar pe tegumentul relativ intact. E foarte bine, are efect bun în pielea, pentru pielea deshidratată, în ichtioze, în psoriaze, sunt dermatite atopice. La nivelul pielei afectate în urma radioterapiei și chiar și pentru ușoare micoze. Deci nu e doar pentru cei care se confruntă cu afecțiuni tumorale. Nu, chiar sunt persoane care își administrează pentru refacerea tenului, pentru hrănire, hidratare și eventuale arsuri chimice, arsuri în urma aplicării, eu știu, altor substanțe pe ten. Am avut rezultate foarte frumoase cu ele, persoane care chiar ne-au mulțumit pentru asta. Am uitat să vă precizez și aș vrea să vă precizez că termenul de salvestrol provine de la latinescul salve, a salva. Așa s-au gândit cei care au pus bazele conceptului salvestrol. Până la urmă este un concept nou care funcționează de milioane de ani, care ne ajută să ne apărăm, dar acum avem dovada științifică, explicația la nivel molecular, cum ne ajută hrana în interacțiunea cu boala. De când există acest concept și unde se găsesc aceste produse? Studiile au început mai de mult. Conceptul practic se folosește la începutul anilor 2000. În România, produsele au intrat în 2015. Ele sunt folosite la nivel mondial în Japonia, în China, în America, în Canada, în Noua Zeelandă, în Europa, aproape peste tot în lume. Iar în România se găsesc în special în farmaciile care au și specific naturist, fiind suplimente, și mai ales în magazinele naturiste. Bineînțeles că sunt foarte multe site-uri pentru că lumea modernă deja s-a axat pe comerțul online și sunt foarte multe site-uri care iau produsele de la noi și le comercializează pe site-urile dumnealor. Deci se găsesc peste tot, o simplă căutare. Site-ul principal este Hipernatura. Hipernatura.com, nu .ro, hipernatura.com. Acolo este site-ul principal unde puteți găsi toată gama de produse. Aș aminti producătorul, Natural Pure Product este producătorul din Noua Zeelandă, iar site-ul este Hipernatura, acolo unde încercăm să avem doar produse inovative, de origine naturală, produse relativ noi, așa cum am spus, inovative.
Mulțumim tare mult pentru toate aceste explicații și nu uitați încă o dată cât de importante sunt fructele și legumele, cât de importantă este alimentația. Dar, din păcate, așa cum știți prea bine, de fapt, nu ne luăm din fructele și din legumele la care avem noi acces toate principiile active de care am avea nevoie. Și tocmai de aceea găsim și suplimente naturale care ne pot ajuta. Totul este să nu uităm cât de importante sunt aceste suplimente naturale și să nu uităm cât de importantă este prevenția. Pentru că să previi este mai ușor, mai simplu, mai comod, mai puțin dureros decât să tratezi. Vă dorim multă sănătate!